Proiectul privind dezvoltarea turistică a brațului Borcea a obținut aviz favorabil în Comisia Tehnico-Economică a Ministerului Turismului. Realizarea unui port turistic destinat a ambarcațiunilor mici îl are ca și co-inițiator pe deputatul Sorin Vrăjitor. Săptămâna trecută a avut loc Comisia Tehnico-Economică în cadrul Ministerului Turismului. Proiectul nostru de la Călăraș, dezvoltarea brațului Borcea, Călăraș, portul de agrement, a primit aviz favorabil, urmează ca în perioada următoare să fie câteva formalități până când se va semna contractul de finanțare. Deci avem o investiție la Călăraș privind portul turistic de 73,8 milioane lei. Sunteți co-inițiator al acestui proiect, împreună cu un fost coleg de-al dumneavoastră, de asemenea consilier județean, în mandatul din care ați plecat ca și deputat în Parlamentul României. Acesta ar fi primul proiect cu o finanțare importantă în ceea ce privește dezvoltarea județului Călăraș. Intenționați să vă implicați în susținerea altor proiecte de anvergură pentru județul nostru? Într-adevăr, este un proiect de suflet al meu de când eram consilier județean. Am ajuns în Parlamentul României, am susținut acest proiect pentru aducerea acestei investiții la Călăraș și am făcut pași importanți împreună cu colegii din Consiliul Județean privind realizarea acestui proiect. Următorul proiect pe care l-am promis și mă țin de el este pasajul de la Drajna. Urmează ca în perioada următoare să se anunțe oficial și câștigătorul licitației privind studiul de fezabilitate. După efectuarea acestui studiu de fezabilitate, am înțeles că au termen 4-5 luni de zile, se poate merge în etapa următoare privind scoaterea licitației și demararea construirii acestui pasaj atât de important pentru noi, pentru călărășeni.